Rata finală de promovare în județul Maramureș, înregistrată în sesiunea august-septembrie examenului național de Bacalaurea 2020, după soluționarea contestațiilor, este 34,31%. În creștere față de cea din sesiunea august-septembrie 2019, când era 30,17%. La nivel național, rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie 2020, este 34,1%. Prin urmare, 352 de candidați, cu șase mai mulți față de prima afișare a rezultatelor, au promovat examenul în această sesiune. Dintre ei, 239 de candidați provin din promoția curentă, iar 113 din promoțiile anterioare. Potrivit informațiilor Inspectoratului Școlar Județean, rata de succes pentru promoția din 2019-2020 a crescut la 38,06%, de la 37,74% înainte de contestații, în timp ce pentru promoțiile anterioare ponderea candidaților promovați este de 28,39%, 27,39% fiind înainte de soluționarea contestațiilor. 237 de contestații au fost depășite. S-au prezentat 1026 de candidați din totalul celor 1276 înscriși. Din cauza unor fraude sau tentative de fraudă, au fost eliminați patru tineri. Media minimă de promovare a examenului de bacalaureat este 6, iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5. Procentul de promovare este calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.